felul și modul în care îți începi dimineața îți determină și îți creează starea pentru ziua care urmează să o ai. Nu știu dacă te-ai gândit la asta vreodată, eu m-am gândit la lucrul ăsta și mai ales că astăzi răspund provocării lui Paul Ardeleanu din Speakers Club de a face un video despre modul în care îți începi dimineața și cum te ajută asta pe tine. Și în timp ce mă pregăteam să fac acest video, mi-am dat seama că de-a lungul timpului am avut foarte multe lucruri și moduri în care, pe care le făceam dimineața și moduri în care mă trezeam și am căutat și am ales și am selectat pentru mine un mod care să mă împlinească și care să-mi dea energie și putere pentru ziua care urmează. Și unul din lucrurile pe care le-am ales analizând viața mea a fost că aleg să mă trezesc în fiecare dimineață înainte de ora 7. Indiferent dacă am dormit puțin noaptea, dacă am dormit mult, caut să fac asta chiar și în weekend. Aici este o provocare pe care o am în momentul de față, că nu reușesc să fac asta în weekend. Dar lucrez la treaba asta. Apoi, următorul lucru este că îmi încep dimineața cu exerciții de respirație. Ceea ce înseamnă că inspir 5 secunde, mențin 10 secunde, 20 de secunde și apoi expir 10 secunde. Fac asta de 3 ori și asta îmi pune limfa în mișcare și mă ajută să am un tonus foarte bun. Următorul lucru este că în timp ce îmi fac toaleta de dimineață, îmi programez ziua, în timp ce mă spăl pe dinți, sunt diferite lucruri pe care mi le spun, nu doar mă spăl pe dinți, și încă un obicei pe care l-am de ceva timp este că în momentul în care stau pe toaletă, îmi iau o carte și citesc. Lucrul ăsta m-a ajutat să fac... Să citesc peste 50 de cărți în ultimii ani, poate chiar mai multe. Un alt lucru pe care îl fac este că apoi îmi fac exercițiile dimineață. Stretching, un pic de încălzire, flotări, genoflexiuni, abdomene și exerciții pentru spate. Încă un lucru, acestea sunt, să zic așa, astea, minimul pe care îl fac. Ceea ce se întâmplă de aproape o lună de zile este că am început să adaug lucruri noi pe care să le fac dimineața. Și unul dintre ele este că citesc în fiecare dimineață din Biblie, apoi scriu în momentul în care simt nevoia să scriu și sunt dimineața în care scriu. Este un exercițiu pe care l-am luat de la o doamnă care... povestea despre lucrul ăsta și care spunea că asta i-a adus o foarte mare claritate. Ea spunea că aproape jumătate de oră scrie în fiecare dimineață și a făcut asta aproape 3 luni de zile până când și-a golit mintea de toate barierele pe care le avea și de modul în care se auto-sabota. Și am început să fac și eu asta și asta m-a dus la următoarea conștientizare, că pot să-mi iau 10 minute în fiecare zi și să scriu la cartea mea. Și am început să fac asta de 2 zile. Nu mi iese în fiecare zi, dar le am pe listă, pe lista mea de făcut și caut să recuperez și să le fac și să le integrez în obiceiurile mele zilnice. Un lucru pe care vreau să-l adaug la aceste obiceiuri este alergatul de dimineață, ceea ce ar însemna 45 de minute în plus. Și ca eu să fiu la ora 7 la dispoziția familiei, ceea ce mi-am dorit, înseamnă că trebuie... Nu că trebuie, dar trebuie. E necesar să mă trezesc undeva la ora 4 și jumătate. Încă n-am reușit să ajung acolo. Asta este obiectivul meu pe 2018. Să ajung să-mi fac tot programul de dimineață, respectând și obiceiurile familiei și să fiu la dispoziția familiei. Bun, asta ar fi pentru mine. Cred că ai găsit inspirație în ceea ce ți-am povestit și te provoc ca tu să-ți iei inspirația ta și să-ți faci exercițiile tale și să-ți faci modul tău de a-ți începe ziua și te provoc să nu lași la întâmplare să se întâmple, să fie lucrul ăsta. Și încă un lucru, te provoc să îmi spui într-un comentariu la acest video felul și modul în care îți începi tu dimineața sau ceea ce te ajută pe tine să ai o zi plină de energie, focusată, determinată și care să îți dea o stare de a-ți îndeplini ziua așa cum vrei tu. Să ai o zi minunată, ne auzim cu următoarea provocare și spor în toate! Ciao!